Vremea deosebit de frumoasă din weekend i-a făcut pe turiști să ia cu asalt clisura Dunării, o destinație ideală pentru cei mai liniștiți dintre noi, dar și pentru cei dornici de aventură. Aici fiecare munte, fiecare peșteră, fiecare sculptură are o poveste. O croazieră pe fluviu este cu siguranță cea mai bună cale de a descoperi frumusețea acestor locuri. În acest sfârșit de săptămână, traficul între municipiul Drobeta, Turnul Severin și Orșova a fost foarte aglomerat din cauza numărului mare de turiști care s-au îndreptat spre clisura Dunării, ori stațiunea Băile Herculane. E foarte încântător pentru că avem posibilitatea de a ne reconecta cu natura și, într-adevăr, sunt foarte multe obiective turistice care ar merita vizitate mai des. Ce v-a plăcut cel mai mult? Aș putea spune că toată partea Orșovei, malul Dunării, chiar locuri perfecte pentru relaxare, acum deci, că a venit timpul frumos. Le-ați recomanda și altora să vină? Categoric, cu siguranță. Mă aflu cu un grup de copii venind din Maramureș. Suntem a patra oară în ultimii 6 ani și tare ne place zona. Și facem de obicei un traseu de 3 zile. Și obligatoriu, scopul principal, cazanele Dunării. Ce v-a plăcut cel mai mult aici? Ce le-ați prezentat copiilor? Le vorbesc despre defileul Dunării, care e cel mai lung din Europa, din Munții Tineri a Europei. Facem oprile la mănăstire și de aici mergem la muzeul Porțile de Fier. Le recomandați? Drobeta, Turnul Severin și mergem spre Târgu Jiu. Le recomandați și altora să vină aici? Evident, sigur. Cu fiecare generație venim. Clisura Dunării este una dintre cele mai frumoase destinații din România, cu peisaje spectaculoase și obiective turistice unice în țara noastră, fiecare cu o poveste de neuitat. Odată cu relaxarea măsurilor impuse de epidemia de coronavirus, românii au început să pună ceva mai mult preț pe locurile și frumusețile naturale ale patriei mamă, zonele rurale. Mi se pare foarte frumos, adică Dunărea, chipul de Decebal, sunt foarte frumoase. De unde vii? Din Maramureș. Și ai mai fost și în anii trecuți sau este prima dată? La chipul Decebal este prima dată, dar la Dunărea mai fost și anul trecut. Este foarte frumos. Este prima oară când vii? Da, e prima oară când vin cu școala. Și până în momentul de față, ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Cel mai mult mi-a plăcut capul Decebal. Numărul turiștilor îndrăgostiți de clisura Dunării este în creștere de la an la an, întrucât relaxarea este elementul comun al tuturor categoriilor de vârstă, din mai toate păturile sociale. Dacă în anii trecuți zona clisurii Dunării era tatonată doar pentru a petrece câteva zile de vis în plin sezon estival, astăzi lucrurile pe acest segment au evoluat semnificativ, peisajele de poveste aducându-și admiratorii, inclusiv în sezonul rece. Mi-a plăcut foarte mult priveliștea de aici și echipul Decebal. Ai mai fost și în anii trecuți? Da, am fost în clasa a patra. Și le recomand și altora să vină. Da, e foarte frumos aici. E foarte frumos, mai ales peisajul incredibil și mai ales echipul Decebal. Asta ți-a plăcut cel mai mult? Da. În anii trecuți ai mai fost? Am mai fost anul trecut aici cu părinții. Și îți doresc să mai vii și în viitor? Da. Și le recomand și altora să ajungă aici în zonă. Da, e foarte frumos. Chipul lui Decebal, sculptat în munte, la Maraconia, atrage ca un magnet turiști, fiind punctul de atracție numărul 1 al zonei. Tot aici oamenii găsesc zeci de ambarcațiuni, pregătite să-i plimbe în cazanele Dunării. Mulți turiști aleg să facă și o plimbare pe Dunăre, cu barca pentru a admira cele mai frumoase locuri pe care le străbate Dunărea de pe tot parcursul ei. Tabula Traiana, cazanele mici, chipul lui Decebal, golful Maraconia, mănăstirea Maraconia, golful Dubova, cazanele mari, grota Veterani și peștera Ponicova.